Bună, Leu, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 25-31 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Dragi lei, a venit și pisica să vă salute, știți foarte bine că e și ea felină ca și voi. Este o săptămână în care, uite, începem cu o eclipsă de lună, lună plină în balanță, care se produce chiar de bună vestire pentru noi, pentru creștini. Și este un moment foarte interesant, aș spune eu, care, uite, poate să mai scoate la suprafață anumite lucruri de prin trecut, anumite minciuni. Pe de altă parte, leul este foarte prins pe drumuri în perioada respectivă, iar unii cu siguranță eclipsa aceasta poate să aducă sfârșitul unei colaborări, sfârșitul unei prietenii, sfârșitul unei relații. Pentru unii poate să fie și un moment în care vă dați seama că e cazul să mai lăsați rudele alea în pace și să vă mai vedeți puțin și de voi. Și pe de altă parte, leul, uite, poate pe eclipsa aceasta să finalizeze niște studii, da? Sau să-ți finalizezi niște demersuri, să zic așa, vechi. Toată povestea asta vine cu un fel de pierdere, de închidere. Poate este o pierdere la nivel emoțional, poate pentru unii lei aflați de o rudă care are niște probleme de sănătate. Da? Pentru alții este un moment în care începeți să vă conștientizați cumva valoarea. Sau arți lei, poate vă revedeți cu o persoană și rămâneți foarte surprinși de decizia acesteia sau rămâneți foarte surprinși de o hotărâre care se ia, da? O hotărâre. Sunt niște discuții acolo destul de puternice, aș spune eu. Femeile în general vă vor surprinde. Pentru leu pot apărea și anumite cheltuieli neprevăzute sau poate să apară un moment de regret. Da? Unii poate vă dați seama, băi, uite, îmi pare rău că am făcut chestia respectivă, nu trebuia să o fac, îmi pare rău că mi-am investit timpul și energia acolo, îmi pare rău că am cerut prea mult sau îmi pare rău că am dat prea mult. Deci, e un moment destul de puternic, aș spune eu. Uite, norocul e pe iubire, norocul e pe plăcere, pe copii, norocul ține și de o afacere sau de zona creativității. Deci pe acolo sunteți voi foarte bine susținuți. V-aș recomanda totuși mai multă odihnă pe această eclipsă și cred eu că eclipsa asta poate să aducă un moment de înțelepciune pentru leu, mai ales dacă discutăm de relațiile de cuplu sau dacă discutăm și de axa aceasta financiară, poate să fie și asta. Da? Unii lei posibil să vă dați seama, să spuneți, băi, uite, am greșit la momentul respectiv, da? Nu trebuia să fac chestia respectivă cu femeia respectivă, cu persoana respectivă. Alții, uite, puteți să auziți de o separare, da? De o despărțire care ține de casă și de familie sau care ține de o rudă, de niște persoane apropiate. Dar eu aș merge pe ideea aceasta că unii lei acum încep să vadă adevărul și știu eu, poate începeți să vă dați seama că ceva s-a desfășurat într-un mod mai puțin corect, da? Mai puțin plăcut. Puteți să finalizați un demers care ține de un proces, un demers juridic în general, da? Pentru alții lei. Poate să fie și asta. Bun, hai să vedem și arhanghelii ce spun, dar repet, eu personal ți-aș recomanda mai multă odihnă pe această eclipsă de lună pentru că este puternică. Da? Pot fi și niște informații care apar pentru leu și care surprind destul de mult. Niște mesaje online, niște vești surprinzătoare. Casa și familia, toate astea sunt importante. Și avem așa, revelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane. Și purificarea și sublimarea. Deci leul începe să conștientizeze că e cazul să purifice ceva în viața sa. Numerele importante. 8, 42, 24, 2 și 4. Culorile importante. Roz, mov,
roșu, galben, auriu, non culoarea alb, mai văd și verde. Și o să încep cu Arhanghelul Metatron, pentru că el îți oferă următorul cadou, următorul dar. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu. Te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu, te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Deci, rugăciunile tale, meditația, da, toate acestea sunt mult mai puternice pentru leu în această săptămână. Iar apoi avem din partea Arhanghelului Zadachiel, te ajut să-ți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Foarte frumos, dragilei, deci este un moment în care reușiți să vă purificați o relație, reușiți să ieșiți dintr-o chestie karmică și foarte mulți lei reușiți să vă vindecați, da, pe această eclipsă, pentru că este vorba despre a elimina ceva mai puțin plăcut. Da? Unii poate vă dați seama că poate ceva a fost abordat superficial sau nu a fost tratat cu atât de multă seriozitate. Nu neapărat de către tine, da? Poate de către cineva. Hai să vedem, dragilei, ce trebuie să știți, mesaje din partea tarotului. Ce trebuie să știți? Și 31 martie. Da, o săptămână în care viața privată, să știți, este foarte importantă pentru voi. Bun. Avem 2 de cupe, prima carte. Wow. Ok. Pajul de spade, cavalerul de bâte. Da. Cineva aici e foarte curios sau curioasă să te descopere, să te cunoască mai bine. Poate să fie și o săptămână în care cineva ți atrage atenția în jurul tău. Poate este o persoană pe care o știi de mult timp și poate acum, cine știe, îți faci curajul să vorbești, să faci curajul să abordezi o situație anume. Unii poate aveți o pasiune și uite, acum reușiți să o puneți în aplicare. 2 de cupe, da, o întâlnire cu o persoană dragă ție săptămâna aceasta, pentru unii lei poate e cineva care vă atrage atenția. Pe de altă parte, în relația de cuplu poate să fie o discuție sinceră în această perioadă, iar unii lei puteți să semnați un contract sau să aveți o colaborare destul de interesantă cu cineva. Îndrăgostiții, la baza manifestărilor tale, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care tu aici o iei între minte și inimă. Da? Ceva te atrage, ceva ți se pare absolut superb. În inima ta, pajul de cupe, da? O invitație pe care o adresezi cuiva sau cineva care îți adresează o invitație. Văd aici noi emoții pe care le trăiești, dar și niște vești bune pe care leul le primește privind casa, familia, viața privată, prietenii, un copil. În mintea ta, 6 de spade, un drum important pe care îl faci în această săptămână, dar tot pentru leu văd o perioadă în care tu pur și simplu faci alegerile potrivite și ajuți ca lucrurile să se desfășoare în viața ta. Evenimentul pregnant care are loc pentru leu are legătură, să știți, cu viața privată și discutăm imediat. Regina de cupe în exterior, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau pur și simplu este o femeie aici blândă, iubitoare, poate ușor naivă, este o femeie foarte sensibilă, poate cineva care se ocupă cu zona medicală sau o persoană mai intuitivă din fire. Deci persoana asta vă poate ajuta, vă poate ghida. Doar că este o persoană serioasă. Da? Roata destinului aici, roata destinului vorbește despre o schimbare din punct de vedere personal. Poate ai o prietenă, poate ai, nu știu, o fostă colegă de muncă, cineva din anturajul tău. Este o femeie aici care trece prin niște schimbări destul de mari în această săptămână, da?
Și parcă spui gata, acum e oportunitatea să fac invitația, acum e oportunitatea să-mi fac simțită apariția. Iar ultima carte este Cavalerul de Monede, deci o ofertă serioasă pe care o primești săptămâna aceasta. Și să știi că oamenii pe care tu îi vei avea în jur vor fi oameni buni, oameni pe care te poți baza. Este adevărat că aici este o legătură și cu o persoană ușor materialistă, da? Pentru unii lei. Dragii mei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc o primăvară frumoasă alături de cei dragi și de asemenea îți doresc o săptămână cât mai frumoasă.